te salut, my friend, n-ai să crezi, nene, uite aici la covoare, mobilă legal. Am ajuns la Super Iașul, n-am mai fost la Super Iașul de foarte mult timp și eu din cât am văzut, probabil că 5%, 10% din Iașul ăsta, mie mi-a plăcut, oricum îmi place foarte mult bulevardul ăsta de aici, e absolut extraordinar. E lat, așa, e mare, e super, super, super. Îmi place Iașul. Evolus. Hai să crezi, corpul de iluminat. Petromis. Frumos Iașul ăsta, am înțeles că sunt câteva clădiri foarte faine. No, ce schivă ai făcut, mă, ta? Ți-o place aici? Vrei să fii neapărat în prim plan? Cu Hofa Hofi ăsta. Avem și Kaufland aici, hopa, vine ceva de acolo. No, ăla ar trebui să se dea de acolo, chiar dacă este roșu, din punctul meu de vedere. Dar, nu se dă și toată lumea stă. Hai să mergem. Hai că e și verde, te uși și la semafor, nu doar după ambulanță. E nasol pentru că trebuie să fim foarte atenți în trafic, mai ales la... Nu vorbesc aici de poliție neapărat, nu. Ideea este că pentru mine este ca și prioritar, să zic așa, ambulanța, pompierul, smurdul, ăștia-s prioritar pentru mine. De ce? Pentru că nu poți să știi cine este acolo și de cât timp mai este nevoie pentru a rezolva situația, Doamne ferește-ne. N-am fost niciodată într-o ambulanță, nici n-aș vrea să mă mai duc, să mă duc. Deci puțin așa cu left. Au făcut parking pe o bandă acolo, dar pe nu. Dacă așa e sistemul, e ok. O pâncetuță aici. Un nou început pentru transportul public. Bravo, bre, domn primar, uite, ai din aia cu wifi. Nu e rău? Ana, ai și cameră, fii atent că are și cameră. Mai toate autobuzele au acum cameră pe exterior, pe interior. Trebuie ca totul să fie supravegheat. Fi învingător, hai Poli Iași, hai Poli, hai Poli! Cine dracu, habar n-am cine sunt oamenii ăștia, dar oricum faceți treabă bună, cred că-s băieți ăștia tineri. Nu mă pricep, bă, nu mă pricep la fotbal și la din astea. Mie îmi place snucărul și atâta tot. În rest nu mă pricep, nu mă uit, nu joc la pariuri, n-am nicio treabă cu chestia asta. E, ce e aici, e felargan? Op, 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 hai, împinge-l un pic, că nu o să stăm aici toată ziua. Așa. Mergem aici înapoi. Îmi place, au un ritm foarte convingător oamenii ăștia în trafic aici. Îmi place, bulevardul ăsta cel puțin este extraordinar. Stai că m-am luat apoi și galben acolo. Îl las că rămâne. Moa, restaurant, pizza, Moa de foc? Bine, citesc acolo. Probabil că da. Farmacia inimii, dona. Ce mai este? Uite-l pe ăsta cu matizone, servus, domnul cu matizone. Că am ruginit pe la praguri pe acolo. Da, păi nu. Așa ui. Uite, o, mațele astea, vezi cum este acolo, pe stâlp. Uite aici, pe stâlpul ăsta. Băi, deci m-am săturat să tot văd mațe din astea peste tot. Fii acolo ce încrângăreale e acolo, bă, băiete. Fii atent ce e aici. Bă, dar scăpați mă de mațele astea odată. Oi, mamă. No, hai că e cu green. Hai, te-ai dus și tu repede, ai făcut stânga să putem merge și noi. Bravo, mă, băieți, deștept. Să însă că oamenii ăștia se mișcă bine. Hop, un pic la dreapta și un pic la stânga. Și mergem înainte. Merg aici pentru că acolo tot parchează ăia, tot fac cu taxi. Ia uite câte gălbenele au aici. Hai, mă, bagă-te. O, oh, dar e greu, bă, câteodată cu unii. Vezi, ăștia încurcă foarte mult. Ăștia care nu știu ce au de făcut și zice, bă, să mă bag, să nu mă bag. Nu te mai tot gândi, te-ai uitat în oglindă, ai dat semnal și ai intrat. Bă, atât timp cât nu te deranjezi, e ok, du-te. Ideea e că trebuie să fii, din punctul meu de vedere, foarte concis în ceea ce vrei să faci. Adică nu există semn de întrebare. Știi, bă, mai stau, mă mai gândesc, să văd dacă intru, ăla vine tare, vine încet. Nu există așa ceva. Din punctul meu de vedere, te asiguri
ai dat semnal și ai intrat. De ce? Pentru că așa nu încurci pe nimeni. Știi, mai stai, tu te gândești, stai să o sun pe nevastă mea să văd ce mai face, o fi luat murături de la piață, nu o fi luat. Hai că facem acum stânga, nu există, mă. A, o, că e frumos aici, ce vorbești? E super. Uite, au și trotii din alea. S-a încălzit aici, sunt 8 grade. Am venit undeva de la, de la plus 1 și am ajuns la plus 8. Mamă, e bine, cred că nu rămân repetent astăzi. E foarte ok. No, hai mă, transform odată ăla. Gata. Oh, la Calut, fii atent ce e sus. Aglomerat, aglomerat. Îmi plăcea când veneam noaptea pe aici, nu era nimeni și mergeam foarte ok. Au un pasaj foarte fain aici. Hai că să ți-l arăt imediat. Opa, groapă, n-are nimic, e ușor. Bun, ai trecut. Mergem aici pe banda 2, toată lumea, 3 jumatele merge pe banda 2 și 2,8, ăștia mici pe partea alaltă. Hai să crezi că la nebune aici. No, vezi, se mai opresc ăștia, aiurea. Da, păi nu, asta, ui. Facem pe aici, ai tăiat linia, Vasile, am tăiat-o, dar n-am încurcat circulația, lasă-mă-n pace că trebuie să merg. Ia uite ce gropis pe aici, hai de asta. Stai mai încetăț. Bombastic, bombastic. Nu, vezi, nu am loc aici, că le smulg oglinzile ăstora. Și n-aș prea vrea să fac treaba asta. Și mă duc acum din coace, că nu vreau să intru pe acolo, pe pasajul ăla. Aici ușurel, ușurel, ușurel. Op, 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 op. Pasajul Mihai Eminescu este deschis. Ia uite, Casa de Cultură a Studenților. Mamă, fii atent ce impresionant arată clădirile astea, bă, băiatule. Uite încă una aici. Mamă, ce faine sunt, bă, băiete. Ce vorbești, mă, că super. Nu, aici puțin atenție. Hai, bagă-te. Bagă bolțul. Iau și pe aici. Aici e cu tramvaiul, mare atenție. Unde e tramvaiul? Nu l-am văzut de înainte. Ok, să realizăm un pic de dreapta aici. Ca să putem ieși. Am ieșit. Ia uite-o cu floricelele, da, bravo! Interesantă și industria asta cu... Industrie, poate în ghilimele, business-ul ăsta cu florile, știi? Ideea este că dai banii de pomană, aș putea să spun, pe florile tăiate, când ai putea foarte fain să mai pui un 10 lei și să iei o plantă la ghiveci. Cred că ar fi mult mai ok. Mamă, fii atent! Vezi ce faină e? TVR Iași, lăsa să crezi, nene, că aici e TVR Iași la profi. A, m-am prins, mă, ăștia cop... Mamă, fii atent ce faină e asta. Super, nene, super, super, super. A, fii atent. Nu știu ce e aici, ceva cu studenți, cu habar n-am. Mamă, ce frumos e. Impresionant. Nu apuc să citesc toate alea, oricum nu știu să citesc prea bine, dar mă rog. Uite, fii atent ce fain arată și aici. E super, mă, e super Iașul ăsta. Îmi place, au clădirile astea vechi. Și îmi plac foarte mult. Bă, dar ce trebuie, cum ne-am îngrămădit toți aici. Mă, hai un pic mai în față să intru și eu, Vasile. Uite și pe ăsta ce ordinarie. Îl mai cheamă și Val. Bă, Valentine, și țar nasul să fie. Stai să-l salut pe omul ăsta să-i zic că-i mulțumesc frumos că m-am lăsat să intru aici. Nu, mă, vezi aici toate-s galbene. Ia să vedem cu licența cum stă. Stai un pic!
Așa, mersi. Da, e tot în regulă, e ok, puteți să mergeți. Ce banca lui Soare mai este și asta, mă? Vista Bank. Hai, no. Știi, cu veste, cu ceva, știi? Probabil. Bă, tot felul de soiuri de bănci din astea apar, bă, băiatule. Numai cămătar din ăștia legali. Oi, mamă. Ești nebun la cap că la 100.000 de euro, pe credit de la 100.000 de euro, pe 25 de ani vine rata de 3.000 de lei, tu ești sănătos la cap? Vai, mama noastră, păi ce pateu îți mai cumperi din rata aia, bă, băiatule, că sunt familii care aduc împreună 3.000 de lei în casă. Doamne ferește, bă, băiatule, niciodată la bancă, niciodată. Nu ești să-ți iei ustură, nu te duce. Mergem pe verde, Mamă, ce BMW, n-ai să crezi, Vasile. Da, o prea-mi plac mie BMW-urile, da? Nu, când vezi așa mașini mai fainuțe, hop, hop, stai acolo. Aici ajungem puțin la vale, ăsta e cu galben, ce face? Tot galben. Transformă-l odată într-o culoare să știu ce fac. Așa bre, mersi. Ioi, mamă, ofițer semaforul. Aici trebuie să mă duc înainte și după aceea trebuie să fac la stânga. Mamă, fii atent câte din alea sunt și acolo sus, bă, băiete. No, fii atent, stai așa. No, uită-te sus. Ia uite-le. A? De unde le-a găsit, bă, băiatule? Clădirea asta e faină, în fine. Foarte faină. A, dar uite că și aici este ceva. Ceva biserică. Și astea, cred că, sigur, sunt niște ziduri din aia de cetate. Pâine și produse de panificație, de la Vălpitar. Ce faceți, băieți? Servus! De la ProTV, Antena 11. Mamă, dar m-au luat căldurile aici, mă, 8 grade. Ia vezi, s-a transformat ăla, nu s-a transformat, e tot roșu. Băi, frate, cât ține roșu ăla, știi, bă. Ăsta e hibrid, că, a, fii atent ce culoare faină are, perlat, așa, știi? Foarte fain. Mamă, ce fain e afară, 8 grade, temperatură frumoasă. Mă duc la oameni faini aici, la Suceava, și la Suceava am fost la oameni faini, la Iași, tot la oameni faini, numai la oameni faini mă duc. Îmi place unde mă trimit oamenii ăștia. Hai, bă, cât ține semaforul ăsta? De ce? Ah, la biserică s-a închinat femeia. E ok. Doamne, ajută-ne pe toți, tanti, ce să zicem, să scăpăm de leprele astea care, ci că ne conduc. Noi n-avem conducători lide, avem lepre. Dar aici trebuie să-i dau un pic de stânga ca să știe ăsta că nu mă duc în dreapta. Gata. Și aici o lăsăm ușură. Ăștia cu ce sunt? Salubris. Salubris Vesuvis. Ce trebuie să fac la stânga? Ușor. Sunt pe drumul cu prioritate, dar trebuie să mă asigur, fac și semnal, adică să știe toată lumea că am număr de București și intervin semne din alea obscene și toate cele, știi? Ia-o de braț și du-o acasă, bagă-o în pat și apoi sub masă. M-am gândit eu așa. Hop, încet că suntem la vale aici. Aici, într-o 170, nu aici, mă, mai încolo trebuie să fac la stânga. Aici e verde, pot să mă duc liniștit, încetus, cu treabă bună. Hop, hop, stai acolo că mă duc și eu. Hop. A, ăsta m-a băgat pe sus, pe aici, mă, acum. Aha, am înțeles. De obicei m-a trimit pe partea aia la altă, nu știu de ce m-a zis să mă duc pe aici, mă rog. Treaba lui de sconks. Deci că e mai rapid pe aici, cu 2 minute, n-ai să prezi. Și aici cum mă duc? A, pe aici, prin hârtoape, da, mă, te-ai gândit tu să mă bași pe aici, prin hârtoape, deșteptul Soare ce ești. Stau rău cu parcările oamenii ăștia, mă, săracii. E greu și la ei. Uite, îmi schimbau din astea cu deșeuri, știi? Menajere, hârtie, carton, plastic, metal. Tot ce trebuie. Ce urâtă e culoarea asta. Nu-mi place deloc. Îmi place IQ-ul ăsta. Am înțeles că e pe baterie din aia. Dacă nu mai ai bateria la telefon, ai încurcat-o, nu mai poți să mergi. A, grupul nostru de WhatsApp. Imediat mă uit numai puțin. Avem un grup de WhatsApp. Dacă vrei să faci parte din el, trebuie doar să te alături și ai parte de grupul nostru de WhatsApp, încât și de clipurile care le pun la privat. Fii atent ce cam am să faci la ăsta. Dă mai sus, Vasile. Așa. O, lău, mașina. Uite, uite-te la drum.
Stai, camera se surge. Hai să mă vrem pace. Strada Rufenii. Hai să crezi. Ia uite aici, puneți mâna și faceți curat aici. Băi, unde sunteți? A, ok, e bună varianta lui ăsta. S-a gândit el, băi, zice Valentine, tu n-ai mai fost de mult pe aici. N-am mai fost mult. Ia vezi, acolo e ceva, te-ai uitat? Bun, atunci, dacă te-ai uitat, e ok. No, nene, mai am fix 400 de metri și ajung la destinație. Vreau să descarc și să-i dau înapoi spre căsuță. Spre căsuță. Interesant pe aici zona asta. Servus, televole, te-am pupat-o totitul.